Zi de sărbătoare astăzi pentru Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean. De ziua numelui, șeful județului a avut o dimineață încărcată cu multe telefoane și mesaje, dar și urări din partea angajaților instituției. Salut, Fănică, te-ai pupt, tată, ce mai faci? Starea de vegetație, e bună starea de vegetație? Vegetați? Bine, mă, tată, mă bucur că te-am. Petrecem și mic și mare galasii de sărbătoare. A primit multe cadouri de la aproape toți șefii de deconcentrate care au venit să-i oferă un mic dar și să-i ureze la mulți ani. Printre primii prieteni care l-au felicitat a fost chiar primarul Florin Cârciumaru. În afară de relația de prietenie pe care o avem de ani de zile, în calitate de primar pot să spun că am colaborat foarte bine cu dânsul și vom colabora în continuare. Cred că așa este corect și frumos ca de sărbători să mergi și să urezi în cazul dânsului la mulți ani din tot sufletul, pentru că merită acest lucru. Ion Călinoiu a primit urări chiar mai devreme. Ieri, premierul Victor Ponta a fost cel care i-a spus la mulți ani, iar astăzi a fost sunat de șefa de cabinet a primului ministru. Ion Călinoiu își dorește sănătate și putere de muncă. Domnul Victor Ponta v-a sunat? M-a sunat Maria, șefa de cabinet, și a transmis urările și numele domnului prim-ministru. Dar ieri, bineînțeles că le-am primit pe viu, că am avut ședință de birou permanent și ne-am întâlnit ieri. Printre gorjenii cunoscuți care poartă numele de Ion sau Ionel se numără și prefectul județului Claudiu Ion Teodorescu, deputatul Ion Cupă, directorul APA-Regio Ion Popescu, șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu Ion Tudor, inspectorul general școlar Ion Ișvan, dar și mulți primari.